Bună ziua, dragii mei! Astăzi vom realiza un iepuraș. Vreți? Haideți să facem cu toții un iepuraș. Pentru început, așa cum ne-am obișnuit, trebuie să realizăm triunghiul. Și din triunghiul acesta, mai îndoim o dată, să ne iasă un pătrat. Pătrat. Păi dacă pătrat ne trebuie, pătrat să fie. Presăm bine, bine, bine cu unghiuța. Tragem tare, tare, tare. Așa. Și dacă nu putem să rupem, vom folosi ori o farfecă, ori o ghilotină. Uitați, eu am greșit acolo. Asta nu înseamnă că cineva e perfect. Toată lumea mai greșește, nu-i așa? Trebuie să acceptăm, toți facem prostioare, dar putem să le și reparăm. Nu-i așa? Perfect! Și mi-a ieșit un triunghi. Nu-i așa? Dacă îl desfacem, e un pătrat. Dacă îl închidem, este un triunghi. Ei, îl vom așeza cu vârful în sus. Ce trebuie să facem? Mai întâi vom plia de două ori partea de jos către vârf. Însă, plierea trebuie să aibă în jur de un centimetru, așa. Da? Nu foarte mult. Bine? Și vine o dată și pliem bine, bine, bine de tot. După care mai pliem o dată. Dacă vă place, nu uitați, subscribe, vă abonați la canal și veți mai vedea și alte lucruri frumoase. Acum, pentru a fi sigur că urechile vor fi egale, vom împărți pagina, dar vom da doar aici semnul de mijloc. Sus nu îndoim, da? Deci doar jos. Vom ține un pic așa cu unghiuța și vom presa de jos în sus. Să fim atenți aici, pe lateral, să se plieze foarte bine partea de jos peste cea de sus. Da? Același lucru repetăm și cu partea din stânga. Încercăm să pliem, să iasă bine. Și apăsăm, și apăsăm, și apăsăm. Pe o înălțime de vreo 3 cm sau mai mult, cum doriți voi, vom ridica vârful de jos. Vârful de jos se ridică, da? Și de asemenea vom plia cam un centimetru cât un degețel de-al vostru. Din dreapta și din stânga. Bun. Întoarcem. Vom ține drept ca să putem să desenăm. Luăm un creionaj și punem undeva un punctișor subțire. Da? În punctul acesta va trebui să treacă intersecția dintre cele două cerculețe de la cifra 8 și vom face un 8 mai alungit. Eu folosesc carioca pentru a se vedea. Voi folosiți ori carioca, ori, dacă nu, creionaș. Trasăm mustăți, pentru că iepurașul nostru trebuie să aibă și mustăți. Nu-i așa? Mustăți. Și ce mai are iepurașul specific? Niște dințișori mari. Uitați așa. Da? Și vom face cu niște ochișori ca la Bugs Bunny. Da, și vom colora. Și acum vom îndoi din nou colțișorul și îl vom presa bine, bine, bine.
Și uitați iepurașul nostru, îl vedeți? Să și în picioare. Vă place? Și îl putem pune să stea în picioare pe lângă ușoarele de Paști. Ce ziceți? Puteți să folosiți ce culori vă doriți voi. Da? Vă mulțumim pentru atenție și nu uitați să vă abonați pe Comorile Elisabetei. V-am pupat! La revedere! Zi frumoasă!